Salut! În acest videoclip vreau să vă arăt cât de ușor este să-ți pregătești mașina pentru vopsit. Mai exact, cum poți să o chiptuiești singur, ușor și fără unelte speciale. Îți voi arăta cum se amestecă corect kitul și ce cantitate de întăritor vom folosi. Îți voi arăta cum se aplică kitul pe tablă și cum se face corect șlefuirea. Așa că rămâneți până la final pentru a vedea cât este de ușor să-ți pregătești singur mașina pentru vopsit. Nevoie este o cutie de kit, care vine cu un tăritor și de spatule, pot fi de plastic sau cum am eu aici mai vechi, de tablă, pe care le-am mai folosit. Acum nu o să le încep pe asta să vi le arăt. O să fac cu astea. Și, din păcate, nu am o mașină să vă arăt, dar am luat această bucată de tablă care e aici îndoită, ca și cum ar avea pe o aripă sau pe o ușă, o lovitură. Vedeți? Nu-i dreaptă. După ce ați adus-o de la tinichigiu, ca să nu umpleți mult cu kit, va trebui asta să o faceți din kit, să o acoperiți din kit, după care să o vopsiți. Așa că găurile astea de aici o să le umplem cu kit și haideți să vă arăt cum se amestecă kitul și ce cantitate de întăritor folosim. Vedem cât ne trebuie pentru gaură. Întotdeauna să nu faceți kit mult, mai ales dacă sunteți la început, pentru că se întărește. Pe timp de vară se întărește chiar foarte repede. Așa că vom lua puțin kit. Eu chiar am luat foarte mult aici. Dar n-are nimic. Pentru umplere, cam cantitate din asta sau puțin mai multă puteți face și voi. Vedeți, foarte puțin. Deci asta e cantitatea. Acum vom pune întăritor. Eu am scăpat puțin mai mult, dar nu-i problemă. Chiar mai puțin puteți să puneți. Dar acum e mai rece timp afară, oricum se va întări mai greu. Și începem să-l amestecăm. Să nu faceți așa cu el sau, știu eu, în alte modalități. Îl adunați frumos, îl puneți și luați tot așa mărunt să se amestece tot. Mă, bineînțeles că trebuie să vă grăbiți repede cu el. Îl ștergeți, îl adunați iar, iar îl puneți pe capăt, iar îl amestecați. Important e ca să iasă golul de aer, de acolo să nu rămână gol de aer. Vedeți? Îl adunăm dintr-o parte în alta și el se va amesteca. Iar îl adunăm, iar îl luăm, tot ce e jos trece sus, iar îl amestecăm. Ne grăbim și îl amestecăm foarte, foarte repede. Acum când chituim, nu folosiți spatule mici, pentru că e greu de lucrat cu ele. Folosiți cât mai mari, nu vă fie frică. Vedeți? Îl punem și îl tragem, o ținem așa, nu așa, pentru că atunci o să-l ștergem. Noi vrem să umplem acum, vedeți? Și îl tragem, îl mai tragem, puțin apăsăm. Ce e important, foarte important, ar fi bine colțurile de aici să ajungă unde e tabla dreaptă. Deci gaura să intre între colțuri. Și atunci o să se umple tot. Vedeți? Și ne lungim cu ea. Nu vă fie frică. Nu faceți doar unde e gaura. Doar acolo. Și trageți kit. Nu. După aia luăm. Mai curățim. Să fie cât mai drept. Acum la mine nu e nici curat, nici de-aia au rămas și porii ăștia și liniile. Pentru că nici astea nu sunt curate. Dar dacă folosiți altele noi, nu o să vă mai rămână așa. Și încă un lucru, nu faceți treaba asta să vă rămână kitul așa, vedeți?
sau cu linii, să vă rămână așa, să o și întărei deja foarte repede, nu lăsați așa, pentru că o să fie foarte greu de șlefuit. Încercați puțin să apăsați și să luați. Încă ceva, cu cât îl țineți mai drept, cu atâta îl ștergeți mai mult. Vedeți? L-am luat. Cu cât îl ține mai culcat, cu atât umple mai mult. Vedeți? Acum sunt tărit, eu o să-i pun altul, o să-l șterg jos și o să-i fac altul. Să vă arăt și cum se șlefuiește. Am curățat tot, acum mare parte. Foarte important, astea după fiecare utilizare le puteți șterge cu puțin nitrodiluant. Eu nu o să le mai șterg acum, oricum o să le arunc. De-aia vă ziceam, dacă aveți o gaură mică, foarte multă lume zice, numai acolo trebuie să-i pui puțin chit. Nu, foarte important e să te întinzi cât mai mult. Vedeți, asta am încercat să vă spun. Stai să, nu știu cum să se vadă. Vedeți? Deci marginea asta și asta merge perfect unde e drept și mijlocul vine unde e groapă. Dacă aș face cu asta mică, m-aș chinui. Mi-ar ieși margini și e foarte greu de scos la șlefui. Așa, cu cât e mai mare, cu atât e mai bine, pentru că marginile se vor duce ușor la șlefuit. Și nu o să facem groapă când șlefuim. Acum haideți că o să fac repede, puțin chip, să acopăr gaura aia și să o pregătesc pentru vopsit. Pentru șlefuit, mă scuzați. Atâta chit. Ăsta e nou, nu l-am folosit, de-aia a ieșit atâta prima dată. Punem puțin. Ați văzut cât de puțin. Nici foarte puțin să nu se întărească, dar atât dacă am pus mai înainte mult, s-a întărit foarte repede. Și l-amestecăm. Amestecăm repede tot. N-am mai făcut treaba asta de vreo 2 ani de zile. Dar parcă mi-era dor. M-am mai și măzgălit puțin, n-are nimic. Vedeți, amestecăm totul ok. Și tragem. Haideți să vedem dacă s-a întărit, ne uităm, dacă merge unghia în el, înseamnă că nu s-a întărit. Foarte important e să lăsați să se întărească foarte bine, altfel când îl șlefuiți, tot chitul se va lipi de șmirghel și o să stricați foarte mult. Ce am mai vrut să vă arăt, am găsit aici în garaj treaba asta, chiar și cu asta chituiam când aveam pe uși sau ceva mai mare de făcut. De-aia vă zic, cât e mai mare, e mai bine, acoperă mult mai bine găurile. Acum să vedem cu șlefuitul, la mine e uscat, poate ar mai trebui puțin, dar acum mă și grăbesc. Luați ceva de ori așa, cât mai mare, ori așa, să acopere cât mai multă suprafață. Ei, puneți șmirghel, acum granulațiile, ce să vă spun, fiecare face cum știe, alții încep de la 80, alții cu 100, alții cu 120,
150, dacă nu-i rău chiar și cu 240 poți să începi și așa mai departe să urci în granulații. Important e să urci din 100 în 100. Deci să nu sari peste să faci cu 80, să treci direct la 240 sau 320, așa mai departe, sau de la 120 la 320. Important e să începi de jos, cam 100-120 ar fi indicat și să urci tot din 100 în 100. Acum șlefuirea cum o facem, foarte important, să o faceți în formă de X. Adică, odată punem aici și mergem așa, vedeți? După aia ne întoarcem și o facem așa, ca să simt că am prins toată suprafața. Așa nu o să facem gaură, pentru că dacă gaura a fost aici și noi ne punem și șlefuim aici și aveți o... Acum nu e așa problemă, dar dacă gaura e așa mai mare și padul de șlefuire nu prinde peste tot, o să faceți valuri. O să vă adânciți în el. Și atunci, dacă începeți în formă de aici, vedeți, nu aveți treabă. Odată așa, după aia invers. Vedeți? Și iar așa. Acum eu nici nu apăs nici nimic pentru că o să mă umplu de praf. Dar vedeți, deja se vede, nu a fost nici chiar așa bine uscat. Ar mai trebui puțin. Dar cam asta e. Vedeți? Aș le pui frumos. Aici, după aia ne întoarcem. Le punem aici. După care aș le pui chiar și colțurile. Ieți. Tot e ok. O degresați, ștergeți de praf, degresați tot și aici o să mai trageți iar o mână fină și o să urcați cu șmirghelul tot așa, până când nu o să mai fie groapa asta aici. Ăsta a fost videoclipul. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Iar pe canalul meu găsiți și alte videoclipuri care sper eu să vă fie de folos.